Practic, la intrarea metroului în stație și atunci este foarte greu, probabil, și pentru conductorul metroului să oprească, este și foarte puțin timp să putem să reambalăm lucrurile. Imaginile sunt șocante, sunt terifiante. În România nu prea s-a întâmplat așa ceva, nu prea ne-am confruntat cu așa ceva în România până acum, din fericire. E momentul în care trebuie să înțelegem că trebuie să fim în permanent. Trăim într-o lume în care trebuie să fim într-o permanentă atenție. Sigur că noi nu avem de-a face cu atentate teroriste. Din când în când, iată, putem. Te trezești că năvălește pe sine cât un nebun ăsta, cât un deregla, cum este această femeie care în acest moment este arestată, deci practic nu e. Între timp, vedem acolo. În jur, discută despre oameni. De ce n-au intervenit oamenii? De ce n-au intrat oamenii să o salveze pe fata aceasta? Mi se pare că se produce într-o dinamică atât de mare, încât toată lumea a fost surprinsă de chestia aceasta. Nu i-aș culpabiliza pe oamenii din jur, mai cu seamă că documentând această știre și această întâmplare dramatică, am înțeles că în preajmă era un grup de copii. Nu știu, până în 14 ani, probabil. În preajmă, cei mai apropiați erau niște liceeni. Liceeni înseamnă un pic peste 14 ani, dar, în fine, oricum foarte tineri. Ei, în treaba lor, văzând așa ceva, e vorba de secunde, vă dați seama că mă pun și în mintea copiilor lor, la ce au fost nevoiți să asiste, vă dați seama că nici pentru ei, probabil, nu e prea ușor să vadă așa ceva. Cam asta este situația despre care s-a tot vorbit. Este al doilea atentat al acestei femei, pentru că aici, mă rog, atentat, eu când zic atentat, mă gândesc că nu s-a și izbutit. Când zic atentat, este chiar aceasta este crima care i-a ieșit. Cea precedentă s-a petrecut cu ceva timp în aseară, cu ceva timp înainte, știți probabil despre ce e vorba. Victima a reușit să se salveze în cazul celălalt, victima a reușit să se salveze și a reușit să scape de această situație. Acum, eu sunt foarte interesat într-un fel și de cum au tratat cei de la poliție. Probabil că înțeleg că prima victimă, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu. Prima victimă s-a dus la poliție și s-a plâns în legătură cu situația aceasta, a depus probabil o plângere. Cum a fi fost tratată? Că eu știu cum se acționează în secțiile de poliție. Și n-ați făcut dumneavoastră nimic, sigur nu i-ați făcut nimic, păi poate v-aș certa cu ea, poate și sunteți îndrăgostită, poate au fi întrebat-o poliția română. Nu sunteți îndrăgostită, doamnă, poate v-aș certa pe un băiat. Și poate că această dramă nu s-ar fi putut, această tragedie nu s-ar fi întâmplat dacă... Acum, noi am lăudat poliția, pentru că s-au mișcat destul de bine polițiștii, au reușit să o aresteze, dimineața era deja arestată. Pe de altă parte, eu știu, poate putea fi preîntâmpinată această nenorocire. Radu, până la o analiză aplicată pe intervenția poliției, nu știu, e poate importantă precizat că imagini cutremurătoare, cum sunt cele difuzate acum, nu știu dacă au mai fost difuzate vreodată la televizor, cel puțin la un post românesc. Eu am văzut în filmul House of Cards, asta e o chestie de film, asta e o chestie pe care o vezi într-un film. Noi vedem o crimă în aceste momente. Noi în aceste momente asistăm la o crimă, asistăm la un moment de o cruzime greu de comentat. Vă spun că mie personal, mi-e greu fizic să comentez ceea ce văd, pentru că nu e vorba doar de un impuls pe care criminalul, dacă este persoana reținută sau nu, că momentan are calitate de suspect și trebuie să spunem asta, l-a avut în acel moment. Nu-i doar un impuls, pentru că vedem, o împinge, tânăra încearcă să se ridice. Are inteligența aici, pentru că avem acele tânăra coloane încearcă să care... se ridice și e lovită cu piciorul. Da, avem acele coloane care blochează cumva imaginea și blochează vederea, probabil mulți n-au văzut ce se întâmplă, că ne-am întrebat cu toții astăzi, bă, dar n-a intervenit nimeni, ne-am cu toții eroi de acasă și ne gândeam, dom'le, dacă eram eu acolo, păi dar să vedeți ce făceam, interveneam, să vedeți cum o lua. Pe de altă parte, vedeți bine că, nu știu cât de, eu n-am prea, nu am în minte imaginea, o să ne uităm un pic la stația aceasta de metrou, nu am în minte, nu vizualizez foarte bine. Pe de altă parte, vedeți că nu e prea multă lume în jur, e seară totuși, traficul ăla mult s-a cam dus, nu e foarte multă lume acolo. N-aș culpabiliza oamenii din jur. Bună seara, Liliana Năstase. Bună seara. Lili, haideți să comentăm puțin în măsura în care putem aceste imagini. Senior editor, B1 TV, bună seara. Da, telespectatorii noștri o cunosc pe colega noastră, Lili Năstase. Haideți să comentăm puțin aceste imagini. Deci este a doua tentativă de omor pe care o săvârșește suspecta astăzi. Prima dată a avut de-a face cu o victimă care a opus rezistență. De această dată, înțeleg că tânăra era total absorbită de telefonul mobil.
a prins-o nepregătită, a împins-o, a încercat să se salveze în ultimul moment, vedem în imagini, și apoi cu o cruzime despre care noi vorbeam, o descriam ca fiind greu de catalogat, o lovește cu piciorul și apoi, evident, metrou vine și de acolo știm exact ce s-a întâmplat. Ce alte informații mai avem de la autorități până în acest moment? Da, l-am auzit și pe radio ceea ce a spus. Într-adevăr, erau foarte puțini oameni la metrou, fiind ora 8 seara, deci nu era un trafic intens ca la ora 18. Însă, înțeleg din mărturiile oamenilor care totuși se aflau acolo, cei prezenți nu erau atenți, iar în momentul în care au văzut că acea tânără a picat la metrou, iar cei doi copii, adolescenți care se aflau acolo au început să țipe că a căzut cineva, primul impuls a fost să filmeze cu telefoanele, nici de cum să sune la 112 sau să încerce să dea nu o mână cred așa ceva. Lili, te întrerup, nu cred așa ceva. Eu nu cred. Cine? Avem certitudinea că așa au reacționat? Cel puțin așa au povestit persoane care în acel moment se aflau acolo. Reacția celor doi tineri 14-15 ani pare să că aveau, au început să țipe și aceasta a fost prima reacție. Ulterior, sigur că au fost două persoane care au sărit pe șine, una dintre ele, un bărbat, i-a luat deșarfa de la gât pentru a nu se sufoca, iar o altă persoană, o femeie, medic, se pare, a încercat să o resusciteze până la sosirea salvării și a celorlalte echipaje care au venit destul de repede. Linia asta de menționat este că metrou vine cumva exact de aici, adică nu vine din capăt ca să zici că ar fi avut timp, ar fi avut un timp de reacție conductorul. Pe de altă parte și agresiunea acestei individe începe un pic din spate, asta nu vedem în imagini, e posibil ca și asta să fie într-un fel relevant în ideea de a fi intervenit sau de a nu fi intervenit. Radu, uite-te la imagini, sunt persoane un pic mai în spate, la câțiva metri distanță, e drept că una dintre persoane cu spatele. Nu știu cât de departe sunt. În acel moment, nicio tresărire acolo, niciun gest. Oamenii să nu fi văzut chiar momentul în care aceasta a venit în spate, nu știu, a împins-o direct, poate a mai... Probabil discuție... N-au văzut, dar nici n-au auzit nimic. Nu, discuția se pune în legătură cu oamenii care sunt în cadru și nu, adică care nu sunt în cadru, care sunt un pic în spate. Că eu nu aș putea conta pe oamenii aceia din depărtare să ne gândim că era seară. Sunt oameni obosiți, n-au reflexe, trebuie să ai reflexe la așa ceva. Trebuie să fii atent, trebuie să ai spontaneitate. Acum e mai complexă toată chestiunea decât să zicem că de ce n-au sărit oamenii ăia din cadru. De ce n-au sărit? De ce n-a avut nimeni niciun fel de reacție? Adică nu văd pe nimeni alergând spre... Că acum este o nebunie să spun că ar fi trebuit să se arătă de cine să fie lovit de metrou, Doamne ferește. Dar să vină cineva în proximitate. Prima reacție spontană a fost să scoate telefoanele să filmeze. Că ulterior... Aici este un nou gest de nebunie. Deci avem de a face cu două gesturi. Un gest de nebunie la celor minori, chiar dacă sunt minori pot fi nebuni, adică există și nebunie. Nu, ei au țipat speriați de ceea ce când vedeau. Când scoți telefonul și filmezi e nebunie. Deci asta e nebunie. Dacă îți dă până cap așa ceva... Nu, poate și imagineau că surprind un moment o răfuială între două doamne din cine știe ce motiv, păi, care va face multe vizualizări pe YouTube. Dar e bine de precizat că aceasta a fost, nu știu să zicem, a fost un conflict care s-a sfârșit tragic, adică nu s-au păruit. Poate se gândeau că asta se va întâmpla, dar acum în goana asta după vizualizări pe YouTube și cine știe ce like-uri pe Facebook, poate ar trebui să ne gândim începând de astăzi, de când avem acest caz evident, că viața e puțin mai importantă decât like-urile. Da. Vom reveni la cazul acesta. Nimeni nu s-a gândit la o asemenea tragedie. Este primul caz de astfel în România, din fericire, și sperăm să rămână ultimul, pentru că nici prima fată a cărei tentativă a fost la ora 15:35 nu s-a dus imediat să reclame la poliție, ci abia după ce a văzut, după ce a auzit, sau nu știu în ce context, a auzit despre această crimă, dându-și seama că ea ar fi putut să fie în aceeași situație. Nici acolo nu a intervenit nimeni, dar acolo nu a intervenit nimeni pentru că înțeleg că agresoarea arestată de acum ar fi sărit la bătaie și atunci probabil că oamenii, așa cum spuneați și voi, au crezut că este... Te gândești că poate și explodează, te gândești că trăim în anul 2017, în care știm câte se pot întâmpla și poate că te mai gândești la lucrurile acestea. Bun, revenim la acest subiect pentru că avem mai multe detalii de consumat în zona aceasta.
Avem specialiști în diverse domenii care vor lămuri câteva chestiuni, pentru că vă spun, vă vom prezenta și o teorie care, din punctul meu de vedere, nu știu, n-ar trebui să funcționeze într-o lume cât de cât normală. Cât de cât normală. Da. S-ar putea ca nu peste mult timp suspecta, că încă nu e condamnată pentru crimă, să fie din nou liberă în metroul bucureștean. Deci asta e o teorie pe care o vom dezvolta și vă vom arăta cu argumente juridice, deci e o teorie plauzibilă. Asta e situația, vom reveni la ea. Între timp, regele Mihai se îndreaptă către București. Sunt imagini filmate de cei de la TVR cu cortegiu. E foarte important să spunem că este vorba despre un cortegiu funeral, nu adică e vorba de cortegiu funeral cu regele Mihai, care se îndreaptă și va trece cumva pe sub Arcul de Triunghi. E foarte interesant lucrul acesta, că în acest moment regele Mihai este pe DN1. Acum, probabil că aș fi fost interesant dacă regele Mihai ar fi avut o autostradă să vină încoace. Poate ar fi fost interesant pentru momentul acesta. Poate că politicienii care mergeau astăzi spășiți așa de momentul acesta ceremonios așa și de momentul acesta elegant din viețile noastre, nu că era acolo un protocol, erau niște mișcări, toți politicienii aceștia ai noștri, poate că ar fi fost interesant să te fi gândit în timp ce mergeau către Sinaia, bă, dar nu era interesant să mergem pe autostradă către Sinaia unde se află regele Mihai în momentul de față? Era interesant așa, adică era chiar... Era interesant. Pe de altă parte, veți vedea că regele Mihai va intra în București, în traficul din București. Era interesant să fie și niște semafoare inteligente acolo care să... Radu, cel mai interesant ar fi fost ca prima dată, când după 90 a intrat regele Mihai pe DN1, să nu fie întors în drum. Asta mi s-ar fi părut cel mai interesant. Da. Poate că n-ar mai fi fost situația în care ne aflăm acum, dacă atunci n-ar fi fost întors din drum. În egală măsură, e important de menționat că politicienii români ar fi avut varianta să-l vadă și aici, la câțiva metri, că încoace se îndreaptă și va fi depus la Palatul Regal. Regal. Ar fi avut și această variantă la dispoziție. Au preferat să meargă până la Sinaia. Au luat drumul către Sinaia. La Castelul Peleș. Altceva. I-am văzut pe toți cum stăteau acolo. Am văzut imagini cutremurătoare. Da. Astăzi, cu toți mai mari țări, cu domnul Tăricianu, cu domnul Iohannis, unii și tremurau acolo. Da. Caduce, ce nu e rău, asta chiar bine. Da. Așa, și am văzut cum stăteau acolo ceremonioși și spășiți un pic așa, cel puțin pentru camerele de filmat. Iată imagine cu Liviu Dragnea mergând către majestatea sa, regele Mihai, mergea el așa și mi se pare că eu m-aș fi gândit, vă zic sincer, dacă eram în locul lor. Că până la urmă eram față în față cu istoria. Era un moment în care ești față în față cu istoria. Președintele Klaus Iohannis în imagini. Toți demnitarii, toți oamenii de stat au mers la Peleș. Toți au mers acolo. De ce n-au venit aici? Pe aici vine poporul. Aici vine poporul. Și e complicat cu poporul. Păi nu te amesteci cu poporul. Pe de o parte. Nu te amesteci cu poporul. Pe de altă parte, cine știe ce le dă până? Nu te amesteci cu poporul decât la alegeri. În luna aia electorală. Atunci te amesteci cu poporul. Trebuie să iei votul, trebuie să pari un om real, trebuie să pună mâna pe tine să vadă că nu ești făcut numai din bagnote de euro. Adică atunci, când e vorba de ceremonie, de prestanță, poate pentru unii dintre politicieni e cel mai important moment în carieră. Tragic așa cum e probabil cel mai sobru moment în cariera lor. Că alte lucruri importante mulți dintre ei n-au făcut de-a lungul vieții politice. Ce mi se pare interesantă legătură cu chestia asta, aș vrea să mai adaug, dacă ne aducem aminte, în urmă cu o săptămână, a fost acel minut de reculegere, dacă ți-l mai ce aminte. Un minut de reculegere pentru majestatea sa, erau toți acolo, pam, pam. Ce încântați au fost. Ce încântați au fost. Ținut un minut întreg de reculegere. Nu, au fost 15 secunde de reculegere. Din minutul au ținut doar 15 secunde. Păi nu, la momentul la care au prezentat, domne, un minut întreg de reculegere. Ce vreți mai mult de la noi? Adică dacă nici ăsta nu-i respect, ce vreți? Au ținut 15 secunde. Atât. Aș da orice, vă garantez. Și aș pune orice pe masă în momentul de față, să știu ce trecea pe cablul lui Liviu Dragnea în momentul când stătea față în față cu sicriul regelui Mihai. Deci în momentul acela, bă, ce trecea pe cap? Ce dădea lui pe cap? Că la ceva trebuie să te gândești. Sigur. Îți spun eu ce. Dom'le, cu toate greutățile vieții, cu anul ăla de exil, mergem mai departe. Dom'le, pe vremea lui nu era DNA. Eu cred că la asta se gândea. Pe vremea legiului nu era DNA. Nu era domnul ce e acum. Domnule, stau și mă gândesc că acum nici monarhia asta nu era domnul. Ai văzut un interbelic de DNA? Eu cred că la asta se gândea. Știi, eu vă spun la ce mă gândesc acum când văd imaginea cu regele care se îndreaptă către București cu mașina. Domnule, pe DN1 la un moment dat merge în paralel cu calea ferată. Calea ferată e făcută de Carol I.
Exact. El a venit și a pus asamblat lucrurile. Deci tot ce avem cumva ține de predecesorii noștri. Discutăm de 100 de ani. Deci ce s-a făcut acum 100 de ani? Noi beneficiem acum de lucruri care s-au făcut acum 100 de ani. Da. Și îl depun la aparatul regal, evident. Făcut și el. Care după denumire e destul de clar de cine e construit. Și pentru ce. În fine, între timp, în tot acest timp, în Parlamentul României, în Parlament... Casa Poporului. Casa Poporului. Casa Poporului. Casa Poporului. Să mergem pe denumirile originale. În Casa Poporului s-a riscat un nou scandal, o nouă dezbatere. Că până la urmă asta poate face parte din dezbatere. Păi la cum au votat modificarea regulamentului astăzi, cam asta e singura formă de dezbatere care va mai exista în Parlamentul României. Că pe amendamente nu se mai poate. Gata, pe amendamente ia gata cu dezbaterile voastre. Știi că aveau useriștii proiectul ăla cu... Da. 3.000 de amendamente care să tergiverseze intrarea în vigoare a unor legi, nu știu, s-au gândit PSD-iștii, s-au strâns cu aldiștii și cu demeriștii și au spus în felul următor. Mă, și dacă renunțăm noi la dezbatere, ce se poate întâmpla rău? Păi, e normal. Normal, anormal, Parlamentul suveran. Dar voie să le iau cumva parte. Dom'le, până la urmă trebuie să fim niște oameni ai faptelor. Și atâta vorbără ai, deși Parlamentul vine de la parlare. Dar până la urmă, hai să luăm așa, hai să mergem pe ideea asta. Domnule, face, suntem niște oameni ai faptelor, suntem niște oameni care facem, nu suntem niște oameni care vorbesc. Facem tot vorbiți în România. De vorbe noi suntem care facem. De vorbe suntem sătui. De vorbe suntem sătui. De vorbe suntem sătui. Dar nu de orice vorbe, că uite, de exemplu, de domnul Nicolicea nu ne mai săturăm. No. Nici doamna Chichirău nu se mai satură. Hai să vedem, intervenind în această situație, iată conflictul care s-a desfășurat astăzi în Casa Poporului. Dacă aveți dintre acestea, vă puteți exprima. 2. Se supun la vot amendamentele aprobate în comisie. Dacă aveți dintre acestea sau opinii contrare, vă puteți auzi, dacă n-ați fluiera. A treia chestiune, dacă niciunul din aceste amendamente n-a fost dezbătut, se supun votului și dezbaterii amendamentele respinse până când unul este aprobat. Puteți să vă exprimați și să votați ca deputații, nu ca huliganii. Mulțumesc. Mulțumesc. Cinci secunde de liniște. Majoritatea nu mai poate câștiga nici măcar cu votul. Deși aveți majoritatea aici și puteți supune orice la vot, azi dimineață s-a produs un abuz incalificabil. Și anume, domnul Nicolicea nu a introdus amendamentele în raportul Comisiei de modificare a regulamentului. Este un abuz care se sancționează penal și vreau să-i transmit asta personal. Că în raportul Comisiei nu a introdus amendamentele noastre care au fost înregistrate. Deci ați făcut această modificare nu prin majoritate, ci prin abuz și veți plăti pentru asta. Mulțumesc! Da, doamna Cosett Chichirău, intervenind brusc până la urmă, are acest ton, o ajută și figura și felul dânsă de a fi, pare la capătul răbdării. Deci pare, domnule, am suportat, am tăcut. Pare poate chiar e. Nu știu dacă e sau nu. Dar poate chiar e la capătul răbdării. Cert este că așa pare, știi? Pare un om cu nervii la pământ. Nu se mai poate așa ceva, știi? Păi, se mai poate? Pe de altă parte, la un moment dat, dacă vorbești cu ea un pic, se mai înviorează, se mai face o glumă, se mai relaxează. Păi că vorbește cu noi. Da. Dacă vorbește cu domnul Șerban Nicolae, ia relaxează-te tu pe telefon cu domnul Șerban Nicolae, dacă poți. Sau cu domnul Nicolicea. Mai ții minte. Am mai vorbit cu domnul Nicolicea, ne-am mai relaxat cu domnul Nicolicea. Ne-a relaxat, dar nu mai știam noi. Poate sunăm din nou pe domnul Nicolicea să înțelegem despre ce e vorba. Deci, pe scurt, unii sunt huligani, spune domnul Nicolicea, ceilalți sunt penali, spune doamna Chichirău. Deci tu înțelegi cam care sunt taberele din Parlamentul României? Noi să pornim de la prezumția de bună credință la toată lumea. Dom'le, noi îl credem și pe domnul Nicolicea, noi îl credem și pe doamna Chichirău. Deci noi avem acum niște penali la putere și niște huligani în opoziție. Asta înțeleg eu de la Parlamentul României, luat în ansamblu. Depozitarul suveranității naționale. Da, până la urmă... Parcă îți vine să dai din nou imaginile cu regele, că regele mergând așa mort pe DN1... Pare mai viu decât oamenii ăștia. Și mai decent. Mai decent. Și e o mostră de bun simț. Adică, uite-te și tu puțin ce se întâmplă în Parlamentul României și spune că mai vrei să comentezi acum pe amendamente, pe dezbateri, pe nu știu ce. Sunteți niște huligani, sunteți niște penali. Dom'le, vă incomodăm cu ceva? Poate suntem noi în plus. Radu, poate noi suntem de vină. Uite-te și tu puțin. Imaginile sunt în direct din Parlamentul României, în dreapta. Imaginile sunt în direct și pe DN1
în stânga. Asta este România. În Parlament sunt în direct imagine? Da, sunt imagini în direct din Parlamentul României, Radu. Aha. Astea sunt cele două imagini ale României. Suveranul pe care l-am avut și Parlamentul suveran pe care îl avem. Și adică mi-ar plăcea să pot să glumesc acum și să am așa un ton. Pot să trag o concluzie? Da. Statul paralel? Parcă nu merită nicio glumă. E statul paralel de Răzvan? Statul paralel degeaba. Avem acest stat paralel, în paralel. Avem trecutul. Radu, ei spun așa, statul paralel și ilegitim. Da. Eu spun statul paralel și inutil. Și inutil. Ar fi mai... Mai. Deci când la ei discuția este, sunteți niște culigamba, voi sunteți niște penali și pe noi cui ne lăsați, da, că nici rege nu mai avem, eu cred că e statul paralel cu România și inutil. Absolut inutil. Asta e situația. Mă rog, domnul Nicolicea spune că de data asta dânsul a fost personajul pozitiv. Noi încercăm să intrăm într-o legătură telefonică directă, ne tot respinge apelul, nici cu noi nu mai vrea să vorbească. Domnul Nicolicea poate face. Asta ce face? Face legea domnul acum? Domnul Nicolicea este un om al faptelor, de vorbit e sătul. Păi dar mai vorbi cu noi, de ce nu vrea să ne explice? Pentru că eu citesc o declarație a domnului Nicolicea care spune în felul tău că a fost amenințat personal. Domnia sa în momentul de față e în pericol. De către cine a fost amenințat? De cine? De doamna Cozechi Chirău. Doamna Cozechi Chirău a venit la mine și mi-a spus că se va ocupa personal ca eu să ajung la pușcărie. Am spus asta ca să rămână pentru stenogramă. Acum, sigur, noi mai avem câteva momente până la pauza publicitară, dar după pauza asta publicitară vă spunem că o sunăm pe doamna Cozechi Chirău să ne explice ce pârghii are personal un deputat în Parlamentul României să bage pe cineva în pușcărie, că m-ar interesa și pe mine. Adică ajungi deputat și tu la pușcărie, tu la casa de nebuni. Vorba lui Eminescu. Mie mi s-a părut, gata, hai să scoatem imaginea asta, că da, deja sunt așa. Îl punem pe rege într-o conjunctură nefavorabilă. Da. Nu vrem să ducem în... Mie mi s-a părut că doamna Cozechi Chirău a fost constatativă. Domnule, o să ajungeți la închisoare? Așa mi s-a părut că a fost un ton constatativ. Păi dar la tribună? Că eu o să fac să ajungeți. Păi dar domnul Nicolicea, te-ai trezit acum să pui sub semnul întrebării declarație domnului Nicolicea. Doamna Cozechi Chirău a venit la mine și mi-a spus că se va ocupa personal ca eu să ajungă. Ce-i face domnule? Îi face un rechizitoriu? Da. Îl și instrumentează, îl și condamnă? După o scurtă pauză, două, după trei minute, pauză. Ne întoarcem cu acest caz, să încercăm să rezolvăm cu doamna Cozechi Chirău, mai sunăm la domnul Nicolicea și revenim... Ne ocupăm personal ca doamna Cozechi Chirău să intre în legătură telefonică directă cu noi. Și revenim și la această nenorocire care până la urmă ne-a dat un pic peste cap, pentru că nu am mai trăit așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat la metrou aseară, deci practic se fac 24 de ore, e ceva ce nu am mai trăit până acum, nu s-a mai petrecut până acum. O să vorbim cu un conductor de metrou, o să vorbim cu... Pentru că mi se pare că un om nebun are această posibilitate de a scăpa pe ideea de nebunie. Într-un fel, îl bagi la... Există niște chichițe avocățești, ni le va explica chiar un avocat foarte cunoscut. Da. Ce vreau eu să spun acum e că ne-am bucurat și am mulțumit lui Dumnezeu că sunteți scutiți de atentate teroriste. Și vedem, doar pentru că nimeni nu a citit semnalele acestei femei disperate și probabil cu afecțiuni psihice și nu doar psihice, avem atentate comise de români împotriva altor români. Era pe Facebook ce a aruncat, a zburit în fața Revenim metroului. Cu pachetul complet de informații. Pe Facebook, o să intrăm pe Facebook cu agresoare, să vedeți ce e acolo. Revenim cu toate informațiile după un moment de publicitate. Da, bună România, situație cumplită petrecută în urmă cu aproape 24 de ore la metrou. Aseară de la toate televiziunile de știri am anunțat să avem grijă la o femeie cu eșarfă. Mi-mi place și de asta, domnule, să aveți grijă la o femeie cu eșarfă. Era singurul semnalment pe care ni-l dădeau în ideea dimineții care avea să urmeze. Să avem grijă la toți cei din jur, să nu stăm în apropierea metroului. Poliția era în sensul acesta, domnule, sunt femei aruncate pe linia de metrou. Aveți grijă, dar nu intrați în panică. Păi cum n-ai să nu intri în panică cu așa ceva? În fine, între timp au apărut imagini terifiante, le-am dat un pic mai devreme, o să le reluăm. Și spunem bună seara lui Andrei Dima, conductor de metrou. Bună seara, Andrei, ne auzi? Bună seara. Vreau să încep cu o precizare. Da. Funcția mea nu este de conductor de metrou, se numește mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou. E grav ce am zis? Conductor? Nu neapărat, nu se potrivește funcției pe care noi o îndeplinim. Ok. Deci cel care conduce metrou nu e conductorul, ci este mecanicul.
Este mecanic de locomotivă. De locomotivă, ok. Încerc scuze, revin cu ideea. Niciun fel de problemă. Da. Bun, Andrei Dima, vreau să te întreb, în primul rând, când intri, s-au întâmplat multe situații dramatice la metrou cu oameni care pur și simplu vreau să-și ia viața. Deci erau oameni care aveau alte intenții. Nu, aceasta e o premieră. Aceasta, sau așa pare, că mai a fost o discuție, nu intru în ea, tot în zona politică. Doamne ferește de astfel de situații. Da. Situațiile nu sunt foarte multe la metrou în care se întâmplă cazuri de sinicid. Dă-mi voie să fac o scurtă paranteză. A mai fost un caz dubios la metrou, ca să totuși să-i dau niște indicii în legătură cu ce mă refer, unde nu știm sigur dacă a fost chiar o sinucidere. Avocatul, cum îl cheamă? Răzvan, ți-aduce aminte? Era avocatul implicat într-un proces controversat, nu știu dacă are rost să dezgropăm, dar era un avocat care avea la rândul său probleme penale, da, și care ales această cale. Da, drept sinucid, dar nu mai a fost un dosar controversat. Andrei, Dima, te întreb tehnic în privința asta. Când intri în stația de metrou, când intri cu metrou, frânarea se produce de când începând? Frânarea se produce înainte de a intra în stația de metrou. În stația de metrou intri cu aproximativ 50 la oră, ai la capătul peronului. Da. Și dacă, Doamne ferește, ți se aruncă cineva în față și se aruncă, de obicei, cei care se sinucid se aruncă la intrarea în stație. Da. Doamne ferește de așa ceva, eu nu am pățit așa ceva, dar oricâtă frână de urgență ai aplica, gândește-te că frânezi cu un tren de sute de tone. Așa e, n-ai cum să oprești. Radu a pus această întrebare pentru că foarte mulți oameni, știi probabil cum sunt românii, întotdeauna când apare o situație ieșită din comun, tragică sau poate chiar fericită, toată lumea se consideră un specialist în domeniu. Și au existat inclusiv oameni care, necunoscând realitățile tehnice, s-au gândit, dom'le, dar nu putea frâna în timp util, dar chiar nu se putea face ceva. Și vreau să lămurim acest mit al conductorului, mă rog, al mecanicului care poate fi vreodată acuzat de neatenție într-un astfel de caz. Nu se pune problema, nu? Nu se pune problema, deoarece noi avem o legislație foarte bine pusă la punct, ce te obligă să faci preventiv anumite lucruri. Dar din punct de vedere tehnic, da, de la 50 la oră nu poți opri în timp util cu sute de tone. Da, pe de altă parte se pune problema unui accident, să presupunem că cineva alunecă sau se poate întâmpla. Ce sfătuiești pe cineva aflat în situația tinerei pe care o vedem? Mai are vreo șansă de scăpare față în față cu metrou? În primul rând, călătorii sunt foarte imprudenți prin faptul că stau după marginea de siguranță a peronului, acea dungă albă desenată pe jos. Da. Eu văd foarte, foarte mulți tineri, și nu numai tineri, care din imprudență și inconștiență fac acest lucru. Dacă, Doamne ferește, ți se face rău în momentul respectiv și cazi în calea de rulare, singura ta șansă să eviți trenul este să te bagi în spațiul tehnic de sub stație. Deci există un spațiu tehnic acolo. Sub peron, un spațiu destinat acestui lucru. Aha, trebuie să știm lucrul acesta. Deci asta e extraordinar de important pentru cei care, Doamne ferește, sunt într-o situație nu de acest gen, o crimă oribilă de acest gen, dar poate alunecă. Au varianta de a se salva ducându-se sub peron, deci, într-o zonă de siguranță. Niște imagini unde vedem totuși un peron și vedem... Și din ce vedem în aceste imagini? Tânăra, dacă ar fi știut, ar fi putut să se adăpostească acolo? Eu nu am văzut cazul exact cu această tânără, dar... Ipotetic. Dar viteza de reacție este foarte, foarte mică. Da. Așa că... Am înțeles. Pe de altă parte, în cazul oamenilor care au gânduri... Suicidare. Oamenilor cu probleme, cu afecțiuni, că intervin tot felul de, mai ales psihologic vorbind, în perioada sărbătorilor, se mai declanșează mințile oamenilor. În perioada depresiilor. Da. Exact. Trebuie să le... Cam care e rata reușitelor, între ghilimele fie spus, suicidare în felul următor. În privința metroului. Din câte știu eu, rata mortalității este mică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii ce se aruncă la metrou, o mică parte din ei ajung la capătul celălalt, să spunem așa. La capătul o foarte zilele. Mare parte din ei rămân mutilați pe viață. Și ascultătorii voștri și telespectatorii voștri, sper să n-aibă în primul rând astfel de gânduri, în primul rând să consulte un psiholog dacă au o depresie, și în al doilea rând să se gândească că mai rău fac
Adică, în general, rămân rugirați în urma gestului ăsta. Bine, nu e cazul acesta, pentru că aici nu vorbim de o sinucidere. Mulțumim tare mult, Andrei Dima, pentru intervenția ta. Da, cred că a lămurit multe aspecte. Da. Mulțumim mult. A lămurit multe chestiuni. Din punctul meu de vedere, e o informație extrem de utilă, pentru că nu vorbim neapărat de un gest premeditat, dar într-un accident poți aluneca. Totdeauna podeaua aia a fost într-un material discutabil la metrou. Se mai alunecă. Uneori garnitura de tren nu e atât de lată. Știi că au fost discuții pe această temă. Se poate aluneca acolo. E bine de știu că există o zonă de siguranță. Să punem în context și declarația mamei, că iată de către poliție, mama cumva a venit cu sensul acesta al discuției. Dom'le, era nebună și explica nebună, cum zicem noi popular. Probabil că medical lucrurile au o definiție mai specifică un pic. Ideea este următoarea, că înțeleg că ea undeva în Spania a fost violată de către niște femei și de aici nebunia ei probabil s-a corelat toată nebunia asta, ducând la ideea că femeile sunt o problemă și poate de aceea de aici se speculează că ar fi agresivitatea acestei femei în relație cu celelalte. V-am promis postări de pe pagina de Facebook a suspectei, le vom arăta în cele ce urmează. Sunt mesaje care ar fi trebuit să atragă atenția cuiva, mai ales că noi știm, am prezentat în edițiile anterioare, că organele statului sunt extrem de interesate de ce postați dumneavoastră. Dacă nu vorbiți frumos, vă amendează. Jandarmeria e online non-stop. Da. Dar până atunci aș vrea să vorbim cu avocatul Andrei Necea. Bună seara, domnule avocat. Bună seara. Aș vrea să discutăm o teorie care a apărut așa, dar tot în zona asta a folclorului, a specialiștilor fără studii în domeniu. O teorie potrivit căreia, dacă această persoană suspectă de crima pe care o vedem, ar fi declarată nebună. Bine, termenul de specialitate este altul, dar vorbim așa în limbaj popular. Nu ar putea fi condamnată la pușcărie într-un penitenciar, ci ar merge într-un centru pentru boli psihice. E o teorie greșită, pentru că, în conformitate cu articolul 28 din Codul Penal, starea de responsabilitate este o cauză de nepedepsire a unei persoane doar în măsura în care acea lipsă de discernământ există în momentul săvârșirii infracțiunii. Deci simpla existență prealabilă a unei afecțiuni psihice nu duce la imposibilitatea de condamnare a unei persoane. Doar dacă se stabilește că în momentul săvârșirii infracțiunii nu a cunoscut consecințele faptelor sale sau nu a putut controla faptele pe care le săvârșește. Păi și dacă se va stabili asta, dacă se va stabili prin absurd, că nu a înțeles fapta pe care o comite, că n-avea discernământ în momentul în care a împins-o și a lovit-o cu piciorul pe tânăra de 26 de ani, 25 de ani, ar putea fi scutită de pușcărie? Nu ar putea fi, chiar va fi scutită. Dacă va fi un mod obligatoriu efectuat o expertiză medico-legală. Avem imagini cu individa. Dacă acea expertiză va consemna că în momentul săvârșirii faptei nu avea discernământ, atunci nu va răspunde penal, dar există într-adevăr măsuri de siguranță cu caracter medical. Deci ea va fi, ca să pot să trag și o concluzie, să semnalez așa, ea va putea fi întâlnită pe stradă într-un an, după poate. O anumită perioadă de timp. Da. Dar va fi internată probabil într-un centru pentru boli psihice, nu? Da, pentru tratarea bolilor psihice. Da, nu pentru tot restul vieții, nu? Nu, pentru toată perioada în care va avea acele boli psihice, pentru că nu va externa nimeni având în continuare acele afecțiuni. Păi numai un pic, să știți că acum nu știu, iese cumva din sfera noastră de acțiune, dar sunt foarte mulți oameni care sunt diagnosticați cu boli psihice, care sunt liberi. Deci, practic, ideea este următoarea. Acolo nu e un penitenciar. Ei sunt ținuți acolo, mă rog, îi se injectează, trebuie să vorbim cu ceva de specialitate, o să sunăm imediat. Dar ei sunt ținuți acolo o perioadă după care îi se dă drumul, pentru că acolo nu pot fi reținuți, nici nu pot sta acolo, nu sunt arestați acolo. Bineînțeles, nici măsurile de siguranță de acolo nu sunt cele de la nivelul unui penitenciar. Exact, absolut. Și atunci avem de a face, mi se pare o problemă care de acum înainte mi se pare foarte important de discutat chestiunea aceasta, pentru că mi se pare că e ceva de nu putem să ieșim din așa ceva. Deci practic sunt în momentul de față pe stradă, sunt o grămadă de oameni diagnosticați cu probleme psihiatrice, există oameni similari femeii ăsteia, care nu dar care fi... până acum nu s-au manifestat nu ca s-au atare. Manifestat, până nu acum. Când intervine. Absolut. Nebunia concretă, nici, în formă concretă. Persoana respectivă nu cred că a nebunit săptămâna trecută. Păi nu, da, vă ascult. Da, să știți că pe de altă parte, modalitatea în care și-a plănuit fapta, în sensul că, din câte știu, a existat și o tentativă anterioară. Da. De a săvârși o faptă similară. Modalitatea de planificare, faptul că a urmărit un astfel de rezultat, denotă o anumită capacitate intelectuală, un anumit discernământ.
Este singur, există foarte multe persoane care circulă libere și care suferă de afecțiuni psihice, dar ele au episoade sporadice, nu sunt constante. Și tocmai de aceea, de exemplu, din punct de vedere penal, ne interesează dacă în acel moment a avut un episod de acest gen. Pentru că în rest, 5 zile pe săptămână o persoană se poate comporta normal și celelalte două să fie complet iresponsabilă. Da. Există, din păcate. Știți că internarea se face cu acordul bolnavului. E important de menționat. Bine, în acest caz, care e responsabil, nu, acordul nu poate fi... Poate fi, bineînțeles, o decizie a instanței, nu? Adică poate fi internat și pentru o decizie a instanței. Da, bineînțeles, v-am spus, instanța poate să ia prin decizia prin care constată, practic, validează propunerea procurorului de neîncepere a urmăririi penale, da, pe motiv că există irresponsabilitatea, poate să dispună internarea ca măsură de siguranță. Internarea într-un spital care este specializat în tratarea bolilor psihice. Domnule avocat, vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumim tare mult. Interesant faptul că s-a discutat și despre faptul că poate că atenția ar fi fost mai mare dacă victima, cea pe care am văzut-o în imagini, n-ar fi fost atentă la telefon. S-a pus și problema telefonică. Prea suntem atenți cu toții în telefoane și nu suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Pe de altă parte, hai să fim un pic atenți la Facebook-ul, că poate că era pe Facebook-ul agresoare. Eu am în față o declarație a tatălui adoptiv al victimei, care spune în felul următor. Nu am putut să mă uit la imagini. Este o adevărată tragedie ce s-a întâmplat, dar nu pot da vina nici pe femeia care a împins-o. Am înțeles că era bolnavă psihic. Este vina autorităților. Noi am fost anunțați de poliție în legătură cu tot ce s-a întâmplat și am plecat imediat în București. Alina se îndrepta spre casă în seara tragediei și a fost împinsă sub roțile trenului de o femeie, povestit tatăl adoptiv. Spune că e vina autorităților. Nu știu dacă se referea la faptul că, deși știau că a mai încercat să ucidă pe cineva, n-a fost prinsă înainte de a comite această crimă, sau se gândea la ce ne gândim și noi. Și ca să știți exact la ce ne gândim și noi, vă arătăm câteva postări de pe pagina de Facebook a suspectei de crimă. Se arată în pagina de Facebook. Pagina de Facebook a criminalei, sau presupusului criminal. Presupusului criminal, Șerban Magdalena o cheamă. Este pagina chiar în acest moment, asta e pagina în momentul de fapt, așa arată ea. Bine, da. Nu s-a mai putut interveni niciun fel. Sunt foarte multe comentarii. Interesant următorul lucru, ce constat eu aici. Văd așa, văd că are 300 de prieteni, deci practic cumva... Și-a creat... Băi, dă mai jos un pic, că văd aici niște înjurături și nu-mi place chestia asta. Dă mai jos un pic. Așa. Ideea este că ea avea totuși o viață socială și avea niște postări extrem de bezmetice. Asta n-au atras atenția nimănui. Nimeni nu s-a simțit cumva în măsură să intervină în situația aceasta. Haideți să arătăm postările. E ca la criminali, cum se numește, la teroriști, care... Dom'le, au dat tot timpul semne că ar fi teroriști și că ar urma să facă ce au făcut, dar nimeni nu i-a luat în seamă, nimeni nu i-a luat în serios. Da, haideți să vorbim aplicat, haideți să arătăm postările, acestei persoane de pe Facebook. Nu știu, poate cuiva i-ar fi atras atenția. Nu se înțelege aici. Da. Se va înțelege imediat. Le vedem. Pam, pam, pam și aici. Iată una dintre postări, 16 noiembrie, pe la 8 seara, cam când a făcut și crima. Luați foc când luați Biblia în mâini. Să continuăm. Amin. 4 like-uri. 4 oameni au considerat că această postare e apreciabilă. Nu sunt legi să orbiți când le citiți. Mă rog, asta îi pare chiar politică. Da, e. Două persoane au apreciat acest postare. Interesantă contextualizare, pus în context. Problema e că există postări și noi mai avem câteva postări pregătite. N-am putut să le difuzăm pe toate. Unele erau de o vulgaritate ieșită din comun, celelalte pur și simplu nu pot fi difuzate la televizor, ar fi trebuit să blurăm întreg ecranul. Dar iată un alt fel. Un alt exemplu în care se vede clar că există o anumită problemă. Nu știu dacă psihică. E ușor evident. Pe de altă parte, eu mai contat încă 5 persoane cu probleme psihice în această fotografie, cei care au apreciat acest Da, e o problemă și cu cei care au dat like, n-au dat report, n-au avut niciun fel de reacție în acest sens. Și vă mai spun ceva. Știți, când găsești postări pe Facebook și le întâlnești destul de des, în care e promovată, nu știu, violența, în care un om își exprimă intenția de a ucide pe cineva sau își dorește în mod explicit moartea cuiva, am senzația că întâlnim un caz de încălcare a legii, zic eu, pentru că de Radu... De unde știm noi asta? De unde știm noi asta? Păi dacă trebuie amendat un om care i-a făcut sclavi pe jandarmi cu 9 milioane, ne dăm seama... 900 de lei vechi, mă rog. 900 de lei am vechi. Am vorbit ieri despre... Eu sunt pe stil vechi. Protestatalul cu leii vechi, sunt așa, sunt mai vechi. Da, mă.
când găsim astfel de cazuri și observăm că jandarmeria stă și amendează, că nu suportă... Lovitură grea, a vorbit ieri, pentru București, a primit o amendă după ce a jurat pe jandarmii care l-au protejat pe Dragnea 900 de lei. 900 de lei pentru că i-a numit sclav. Dacă punea ghilimele, ar fi fost licență poetică. Dar aici găsim. Acum am două variante, Radu, explicăm tu care e cea corectă. 1. Persoana respectivă, protestatarul respectiv, e monitorizat în permanență de jandarmerie și abia așteaptă oamenii să-l amendeze. Avem o informație de ultimă oră, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, suspectat de crimă, deci cel puțin 30 de zile va fi în custodia poliției. Bun, deci avem varianta asta în care persoana respectivă e monitorizată constant și jandarmii au o problemă cu persoana respectivă, fie jandarmeria monitorizează activitatea de pe Facebook și amendează unde găsește o problemă. Domnule, eu am citit postările acestei femei. De pe 14 noiembrie până pe 17 noiembrie, în fiecare zi a avut câteva zeci de postări, nu doar vulgare, că asta nu e neapărat o problemă penală, dar extrem de violente, în care își dorea moartea unor oameni, în care ura unor oameni să moară în chinuri groaznice, să fie abuzați, deci și alte acelea. Deci care revendică o stare clară de nebune. Și atunci eu aș vrea să mă și pun legale, și ilegale. Și ilegale. Că e nebune, e treaba ei. Da. Dar e o problemă când promovezi violența sau incizi la violență pe Facebook, că de-aia amenda pe protestatari. Pe mine, eu aș vrea să mă pot mira de ce a făcut femeia asta, dar urmărind pagina ei de Facebook, iertați-mă, nu pot să mă mir de așa ceva. Mie mi se pare complici la ceea ce s-a întâmplat. Uite, indivizia aceia care îi dădeau like-uri femeii ăsteia, constatând-o ca fiind în starea în care vedea și noastră pe pagina ei de Facebook că este această individă, nu li se părea nimic suspect, n-au alertat nicio autoritate. Pe de altă parte, vorbind mai devreme cu avocatul, hai să tragem această concluzie. Dom'le, și dacă ar fi alertat autorității, nu există niște proceduri clare în privința oamenilor nebuni. Oamenii nebuni se întorc pe stradă. Sunt foarte mulți oameni în acest moment nebuni pe stradă. Pentru dumneavoastră umblă tot felul de oameni nebuni. Ei nu pot fi niciun fel privați de libertate pe un termen foarte mare de timp. Sau să intre cumva într-un program program medical care să le mai amelioreze un pic problema în care se află. Da, pe de altă parte, uite, avem și, că zice